poveștile joacă un rol important în viața copiilor noștri. Îi vor face pe cei mici să își dorească să fie personaje pozitive. Momentul poveștii este special, memorabil și magic pentru o copilărie fericită. Bună seara, dragi copii, și bun găsit la povestea serii. V-am pregătit legenda celor mai frumoase daruri. Dragii mei, cel mai frumos moment din viața oricărei familii este atunci când se naște un copil. Venirea pe lume a unui prunc este cea mai mare minune, fiind lucru sfânt, motiv de bucurie, atât în familia micuțului, pentru părinții și rudele sale, cât și în cer, unde îngerii și sfinții se bucură și se roagă pentru sănătatea și mântuirea pruncului. Tradiția e ca, atunci când mergi pentru prima dată la un copilaș nou-născut, să duci în dar ceva. Acest frumos obicei creștin a rămas de când Maica Domnului l-a adus pe lume pe pruncul Iisus. Se spune că, atunci când s-a apropiat sorocul venirii pe lume a Mântuitorului, mare bucurie și nerăbdare erau sus în cer, fiecare înger pregătindu-se cât mai bine pentru clipa cea mare. Tii, zise un arhanghel, eu mă voi duce cu îngerii mei și vom cânta cele mai frumoase cântări, cum nu s-au auzit vreodată pe pământ sau în cer, pentru a le încânta sufletul pruncului și maicii sale. Bine te-ai gândit, i-a răspuns alt arhanghel, eu mă voi duce cu îngerii mei, vom aprinde toate stelele și vom alunga toți norii. Astfel, noaptea Sfintei Nașteri va fi cea mai frumoasă noapte din câte s-au pomenit. Noi, săriră bucuroși alți îngeri, îi vom anunța pe păstori să vină și ei să se închine Domnului și vom avea grijă ca nimeni să nu tulbure liniștea Sfintei Familii. Vă dați seama, dragii mei, ce zarvă era în cer? Toți îngerașii pregăteau daruri cât mai frumoase. Doar undeva, într-un colț de rai, stătea trist un înger care nu știa ce să-i ducă micuțului Iisus când se va naște. Îngerul acesta era ocrotitorul animalelor și toate vietățile îl ascultau. Eu cred, zise îngerul în sinea sa, că tare frumos ar fi ca și cele necuvântătoare să se închine Domnului la nașterea sa, căci toată creația se va bucura de venirea lui pe lume. Dar ce animale ar fi mai potrivit să trimit? Și numai decât coborâ pe pământ într-o frumoasă poieniță de la marginea unei păduri. Anunță să-i se înfățișeze toate vietățile care ar vrea să-i se închine Domnului și să-i aducă daruri. Vestea s-a răspândit cu repeziciune și fiarele au și început să apară. Primul, bineînțeles, că a venit leul, regele animalelor. Oricum, cine ar fi îndrăznit să apară înaintea lui? Eu îl voi păzi pe prunc, nu voi lăsa pe nimeni să se apropie. Colții și răgetele mele cumplite vor alunga fără îndoială orice nepoftit, zise plin de el leul. Ei, dragul meu, răspunse calm îngerul, tu ești prea fioros.
cred că mai degrabă l-ai speria pe micul prunc. Așa că, fără supărare, eu zic să-i se înfățișeze altcineva. Nici nu a terminat bine vorba că vulpea, care atât aștepta, a și sărit în fața îngerului și, prefăcându-și glasul cât mai mieros cu putință, zise: "Vai, dar bine v-ați mai gândit! Este nevoie de cineva care să aibă multă grijă de cel nou născut. Eu aș fi cea mai potrivită, iar darul meu tare bine ar mai prinde. În fiecare dimineață îi voi aduce câte o găină și alte bunătăți de alegurii pentru a nu flămânzi nici o clipă." "Stai ușurel, cumătră vulpe," îi întoarse vorba îngerul, "tu ești prea vicleană și nu cred că bunul Dumnezeu s-ar bucura de darurile tale obținute prin furtișacuri. Așa că ia să vedem cine mai dorește." Noi, suntem chiar aici, sus pe crengi," ciripeau de zor toate păsările. Ciocârlii, vrăbiuțe și multe alte înaripate. "Noi vom cânta cele mai minunate triluri." "Nici asta n-ar fi bine," le-a întrerupt îngerul. "Voi sunteți prea călăgioase. Dacă veți ciripi toate odată, va fi mare hărmălaie și, oricum, vor fi acolo cei mai pricepuți îngeri să cânte, așa că nici voi nu puteți merge." "Dar mergem noi," ziseră câteva furnici ieșite dintr-un mușuroi. "Îi vom duce pruncului firimituri de pâine proaspătă și fărâmițe mici de zahăr." "Ei, hărnicuțelor, ar fi frumos și vă mulțumesc că v-ați gândit, dar voi sunteți prea mici și vor fi acolo păstorii și magii și tare mi-e frică, din neatenție, să nu vă strivească vreunul sub picior. Așa că mai bine rămâneți la ale voastre." "Dar eu," zise păunul desfăcându-și coada-i nemaipomenită, "cred că eu aș fi cel mai potrivit să mă înfățișez înaintea Domnului. Frumusețea mea nemai întâlnită îi va încânta pe prunc și pe sfânta sa maică." "E adevărat, ești foarte frumos, păunule, dar tu ești prea mândru și îngânfat, așa că prefer să mai caut," îi răspunse și lui îngerul cu răbdare. Și tot așa, unul câte unul, aproape toate animalele s-au perindat prin fața îngerului. Însă acesta nu se putea hotărî care vietate ar fi cea mai potrivită să stea alături de pruncul Iisus. Spre seară, văzând că nu se mai înfățișează nimeni, îngerul s-a ridicat și a dat să plece, dar a auzit un zgomot pe câmpul de la marginea pădurii. Era un țăran care își ara ogorul, având înhămat la jug un bou. Puțin mai încolo, păștea cu minte măgărușul pe care omul își încărcase de saga cu cele de trebuință. Îngerul, nevăzut de om,
ci doar de animale, s-a apropiat de bou și de măgar și, mergând ușor pe lângă brazdă, i-a întrebat: spuneți-mi, n-ați vrea să vă închinați Domnului la nașterea sa și să-i aduceți ceva în dar? Bunule înger, răspunseră cu blândețe boul și măgarul, ar fi o onoare prea mare pentru noi și nu avem nimic de preț să oferim pruncului și maicii sale. Noi știm doar să muncim din zori și până seara. Cu ce l-am putea ajuta noi pe Dumnezeu și ce-ar putea El să vadă la noi? Mai ziseră cu modestie cele două animale. Deodată, chipul îngerului se însenină și o sfântă bucurie inundă tot câmpul. Acum era fericit. Găsise în sfârșit darul cel mai potrivit. Ei bine, aflați că voi sunteți cei aleși. Veți fi alături de Maica Domnului și de Iisus în noaptea de Crăciun, căci voi ne arătați prin munca voastră smerenia, ascultarea și răbdarea. Iar acestea sunt lucruri sfinte. Apoi, cu răsuflarea voastră caldă, îl veți încălzi pe pruncul ce va fi culcat în ieslea cu fân. Așa a ales Dumnezeu să vină în lume și așa este cel mai bine, într-un grajd sărăcăcios și umil, nu în palate și lux. Așa că pe voi v-am ales să îi fiți alături la nașterea sa. Boul și măgarul se uitau mirați și nu le venea să creadă. Nici n-ar fi îndrăznit să spere la așa cinste mare și la atâta bucurie, Mântuitorul să se nască în lume, iar ei să fie martori la cea mai mare minune din totdeauna? Ce binecuvântare! Cei din urmă vor fi cei din tâi, le mai spuse îngerul și dispăru. Și așa este. Cei smeriți se vor bucura și vor fi răsplătiți mai târziu, după credința lor. Și iată că a venit frumoasa și sfânta noapte a nașterii Domnului. Pruncul a primit felurite daruri, păstorii au adus lapte, iar magii aur, smirnă și tămâie. Dar maica sa, Fecioara Maria, i-a oferit cel mai frumos dar, dragostea de mamă. De atunci a rămas obiceiul ca, la naștere, fiecărui copilaș să-i se ofere daruri de către cei apropiați. Dar știți cine e cel mai aproape de copii? Bunul Dumnezeu. Darurile Lui sunt cele mai folositoare, căci fiecare copil primește de la Dumnezeu un talent, o iscusință, ce-i va fi de folos când va fi mare. Unul va ajunge mare învățat, altul gospodar harnic, celălalt muzician, ori poate un smerit călugăr, fiecare cu darul său de la Dumnezeu. Și voi, dragii mei, ați primit de la Domnul cele mai frumoase daruri atunci când v-ați născut. Care sunt acelea? Nu știu. Voi trebuie să le descoperiți pentru a fi fericiți în viață. Iar când veți afla talentul cu care v-a hărăzit cel de sus, prin răbdare și muncă,
veți ajunge cei mai buni în ceea ce veți face și multă mulțumire veți avea și voi și cei din jurul vostru. Dragi copii, bunici, părinți, vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat povestea serii Legenda celor mai frumoase daruri. Poveștile joacă un rol important în viața copiilor noștri. Îi vor face pe cei mici să își dorească să fie personaje pozitive. Momentul poveștii este special, memorabil și magic pentru o copilărie fericită.